găsit, vă spun din nou, la emisiunea Atelierul de Cultură. Invitata mea de astăzi este Livia Cheghi, expert în comunicare, coach pentru o viață echilibrată și împlinită, fondatoare a conceptului Love to Grow, facilitatoare a programului I Am Remarkable și instructor certificat de Maharishi Yoga Asana, Classic și Masterclass. Bine ai venit, Livia, din nou la UMFST Live! Mulțumesc mult, Corina! Sunt onorată și entuziasmată să fiu din nou invitata ta! Livia, ai fost prima mea invitată la UMFST Live, fiindcă la 1 aprilie 2019, într-una dintre vizitele tale la Târgu Mureș, ai acceptat să vii în studio și să povestești comunității academice din Târgu Mureș despre combaterea stresului prin meditație. Astăzi realizăm acest interviu online, fiindcă tu, târgu mureșancă din naștere și absolventă a Universității Petru Maior, locuiești acum și îți desfășori activitatea în și din Elveția. Întotdeauna am fost fascinată, Livia, de faptul că tu ești unul dintre oamenii care trăiesc viața cu multă conștientizare și intenție. Ai o viziune clară și îți cunoști misiunea pe acest pământ. Aș vrea să ne spui mai multe despre acestea. Mulțumesc, Corina. Eu consider că este un proces. Ca să ajungi la viziune și misiune, în cazul meu a fost un proces destul de lung, dar odată ce îl ai, este foarte clar. Viziunea mea este o viață echilibrată și împlinită, iar misiunea asumată pentru mine și pentru persoanele cu care lucrez este conștientizarea valorii proprii, creșterea aprecierii personale și a celor din jur, respectiv dezvoltarea abilității de a ne face voce auzită și respectată, de ce nu? Iar ce mă călăuzește în viață este practic o formulă pe care am creat-o: love to grow, grow to love, be love. Adică să-mi doresc mereu să evoluez, să evoluez înspre iubire, ca în final să pot fi în totalitate iubire prin tot ceea ce sunt. Cum reușești să pui în practică viziunea și misiunea ta? Da, cum spuneam, este un proces. Odată ce ai o viziune clară și un scop bine determinat, acestea se reflectă în absolut tot: comunicare, relații interpersonale, comportament, acțiuni, proiecte în care te implici, iar proiectul Love to Grow reflectă întru totul viziunea și misiunea mea. Ai o experiență de peste 13 ani în coaching și de peste 15 ani în training la una dintre băncile de top din Europa și ai ales acum 2 ani de zile să devii facilitatoare a programului global marca Google numit I Am Remarkable. Ce te-a făcut să adaugi acest program, acest atelier, portofoliului tău de trainer și în ce constă atelierul acesta de dezvoltare personală? Este foarte interesant, l-am descoperit, să zic așa, la un summit Google, iar ce m-a făcut să îl integrez practic a fost faptul că am rezonat 100% cu obiectivele inițiativei I Am Remarkable și ca atare mi-a fost extrem de ușor să integrez workshopul oferit de Google în propriul meu program Love to Grow. Pentru că proiectul militează în primul rând pentru conștientizare. Fie că vorbim de multitudinea aspectelor culturale, sociale, etnice, de gen cu care ne confruntăm azi, fie că vorbim de modul în care percepem ca societate sau ca individ aceste aspecte. Pe de altă parte, proiectul oferă instrumente pentru îmbunătățirea percepției despre propria persoană, respectiv dezvoltarea abilității de a vorbi despre noi și realizările noastre. Ca să-ți răspund la a doua parte a întrebării, în ce constă acest atelier, ei bine, durează între o oră jumate și 2 ore în funcție de numărul de participante. Eu prefer să lucrez în cadru online cu minimum 9, respectiv maxim 15 participante, astfel încât să pot acorda atenția necesară fiecăruia. Workshop-ul este online și interactiv, este oferit gratuit de către Google și eu îl ofer prin voluntariat, iar platforma Love to Grow vine cumva în completarea atelierului și oferă un spațiu safe.
unde participantele și invitatele lor își pot exersa vocea, ca să spun așa, adică pot pune în aplicare elementele din workshop, se pot susține reciproc, iar în cadrul întâlnirilor noastre lunare, întâlniri tematice alese de către participante, de către membrele comunității, pot dezbate subiecte reale de viață cu care se confruntă. Și aș vrea să menționez din nou, mă repet, pentru că este foarte important, toate se desfășoară într-un mediu safe și privat. Cui se adresează acest atelier I Am Remarkable? Proiectul a trecut printr-o transformare, să zic așa, s-a transformat în timp, din punct de vedere a publicului căruia se adresează. Inițiativa a fost pornită de la două angajate Google, Anna Weiner și Anna Zape Socchini, în 2015 și inițial a fost dedicat femeilor doar. Astăzi pot spune că se adresează tuturor. Câte ateliere I Am Remarkable ai susținut până în prezent și cu cine? De când am devenit facilitatoare, am ținut 10 ateliere I Am Remarkable, două la început în limba engleză, după care m-am dedicat în totalitate persoanelor vorbitoare de limba română. Din lumea întreagă am avut participante din diferite țări, Irlanda, Marea Britanie, Statele Unite, Belgia, Germania, Franța. În acest moment sunt singura care oferă workshop-ul în limba română. Referitor la întrebarea cui ofer, personal, prin programul Love to Grow, m-am dedicat femeilor și adolescentelor. Însă, vreau să fie clar, cu siguranță nu voi refuza pe nimeni la workshop la cerere, dacă există și doritori. Care au fost reacțiile participantelor până acum? Am să răspund din două puncte de vedere. Reacții constatate de către mine, respectiv indicatori urmăriți de Google în urma workshop-urilor. Din partea mea pot spune că reacțiile sunt diferite în funcție de bagajul emoțional și intelectual pe care îl avem fiecare, însă, ca și puncte comune, am constatat în primul rând conștientizarea valorii de sine. M-a impresionat, ca să-ți dau un exemplu, o participantă care la final, plină de recunoștință, mi-a spus că și-a dat seama că nici nu știe când s-a simțit ultima dată remarcabilă. Un alt aspect comun ar fi reglarea unor credințe despre propria persoană, respectiv un alt aspect comun ar fi doza de energie și încredere cu care încheiem atelierul. Știi situația aceea când nu vrei să-ți iei la revedere, când vrei să mai stai în grupul respectiv, în atmosfera respectivă. Iar dacă aș fi avut așteptări, aș spune că feedback-urile primite au depășit toate așteptările, dar nu am nicio așteptare. Fiecare este în propriul său proces de dezvoltare. La final, însă pot să spun că văd fețe mult mai luminoase, mai voioase, mai pline de viață, iar pentru mine este o mare bucurie. Iar dacă vorbim de indicatori, rezultatul evaluărilor la 3 luni după workshop arată astfel și mi-am printat aici ca să nu greșesc, spune 49% dintre respondenți au punctat evoluție în carieră și muncă, 82% au spus că au mai multă încredere în sine, iar 89% au spus că vorbesc mai mult și mai deschis despre propria persoană și rezultatele avute. Să discutăm acum despre când se întâmplă aceste ateliere. Anul acesta, în martie, ai avut un atelier cu prilejul Zilei Internaționale a Femeii. O vei face din nou în 2022, în martie? Așa este. Mulțumesc că mi-ai amintit. Am oferit până acum publicului larg aceste ateliere de 2 ori pe an, martie și noiembrie. Și într-adevăr, Ziua Femeii este un moment special în care onorez printr-un workshop I Am Remarkable și o voi face din nou în 2022, în săptămâna
marcată de Ziua Internațională a Femeii. Respectiv, în această săptămână voi onora cu un dialog online cu ambasadoarea Indiei în Elveția, Monica Kapil Mokta. Acest atelier despre care ne spui este un atelier oferit publicului larg și inițiat de către tine. Pot fi organizate astfel de ateliere și la cerere? Absolut, Corina. Am avut astfel de ateliere private, organizate fie de persoane care au participat deja la workshop, fie de persoane care au văzut anunțul, dar și-au dorit într-un cadru mai privat. Și atunci asta o consider la cerere. În data de 8 decembrie, cu prilejul zilelor universității, vei avea un astfel de atelier dedicat studentelor sau dedicat studentelor și studenților, dacă sunt doritori. Și ceea ce aș vrea să te întreb acum este ce beneficii pot avea studenții de pe urma unui astfel de atelier? Beneficiile sunt multiple pentru toată lumea. Voi aminti pe scurt doar câteva și încerc să mă gândesc la studenții universității. În primul rând, am amintit și mai înainte, este conștientizarea unor aspecte personale. Conștientizarea pentru mine înseamnă foarte mult. Dacă mă refer la conștientizarea unor aspecte personale, ca să dau exemplu, ar fi vorba despre percepții, prejudecăți, obstacole în calea succesului personal și profesional, credințe limitative care ne încearcă atât de mult și multe altele. Apoi, aș putea aminti conștientizare aspecte cu care se vor întâlni cu siguranță la locul de muncă și în societate, adică dincolo de locul de muncă. Un al treilea aspect ar fi bagajul de informații și instrumente utile pe care le primesc pentru o viață mai împlinită și pentru succes. Și nu în ultimul rând, aș puncta energie, încredere și suport ulterior în comunitatea I am Remarkable Love to Grow. Toate aceste abilități pe care încerci să le dezvolți prin atelierul tău, I am Remarkable, sunt deosebit de utile la început de carieră, la începutul drumului în viață. Consider că oameni care sunt deja în plină carieră, precum cadre didactice universitare, de exemplu, sau medici sau avocați, pot să beneficieze de pe urma unei astfel de experiențe. Cu siguranță, am avut participante, cadre didactice, avocate, doctorițe, judecătoare și pot să spun că a fost absolut minunat, pentru că indiferent unde te afli în acest moment în viața ta, proiectul, workshop-ul este construit astfel încât rezonează cu toată lumea. Este vorba despre o recalibrare, este vorba despre un timp, o investiție cu tine însuți, în care reflectezi, asociezi, descoperi, poate uneori, cum spuneam și participanta care a spus că nici nu știe când s-a simțit ultima dată remarcabilă, iar acest workshop i-a dat un boost în ceea ce înseamnă, cum spuneam, o recalibrare la valoarea sa, la potențialul ei maxim. Și văd asta la fiecare participantă, fără excepție. Deci, da, cu siguranță da. Din experiența ta profesională, care ar fi principalele trei motive pentru care merită să investim timp, energie, chiar și bani în dezvoltarea noastră personală? E o întrebare foarte frumoasă, Corina. Pentru mine este foarte clar că viața însăși înseamnă evoluție. Iar ca să evoluezi, trebuie să investești. Nu este tot una că ești ca o minge de fotbal, să spunem, care este lovită, știi, în stânga și în dreapta, la cheremul circumstanțelor, sau
trăiești cu adevărat, la potențialul tău maxim. Ca să-l descoperi, trebuie să investești. Dacă ar fi să numesc trei motive pentru care merită această investiție, ar fi împlinire personală. Ai o pasiune pentru un domeniu, spiritual, intelectual, sportiv, whatever. Vei investi fără să clipești. De ce? Pentru că îți aduce bucurie, satisfacție, împlinire. Deci, în primul rând, ar fi împlinirea personală. Apoi, un alt motiv ar fi stima de sine. Atunci când învățăm și ne familiarizăm cu ceva nou, fie că este o activitate practică, dans, gătit, sport, sau o realizare la nivel intelectual, automat ne simțim mai încrezători, mai puternici, mai valoroși. Și un al treilea motiv ar fi să nu neglijăm succesul personal și profesional. Cu toții ne dorim să avem succes, indiferent în ce arie a vieții vrem să ne dezvoltăm. Iar uneori, dacă nu știm încotro să o luăm încă, pur și simplu trebuie să investim mai întâi ca să aflăm ce anume ne pasionează, ce ne motivează, care este țelul vieții noastre. Iar atunci când ai alături un profesionist și un cadru, un mediu safe de manifestare și dezvoltare, rezultatul este mai rapid, iar călătoria mai plăcută. De ce? Pentru că ai cel puțin o persoană, nu-i așa, care te provoacă, care te încurajează, care te stimulează și care te sărbătorește atunci când mai faci un pas înainte. Așadar, aș puncta aceste trei motive, împlinirea personală, stima de sine și succesul personal și profesional. Într-adevăr, trei deziderate comune tuturor. Mulțumim, Livia, pentru aceste informații și așteptăm cu mult interes atelierul tău I Am Remarkable în data de 8 decembrie la Universitatea noastră. Și eu aștept cu mare entuziasm. Fiecare atelier este o realizare creată de grupul respectiv. Nu eu creez, ci împreună, și aștept cu multă nerăbdare și cu mult entuziasm să cunosc grupul de la universitate și să trecem prin acest workshop și această călătorie împreună. Dragi privitori, dacă ați pornit deja în călătoria creșterii și împlinirii personale, abilități pe care merită să le dezvoltați sunt cele de a conștientiza propria valoare și de a vă face vocea auzită și respectată. Puteți obține toate acestea și multe altele participând la atelierul I Am Remarkable sau în programul Love to Grow al Liviei Keghi, pe care o puteți contacta pe LinkedIn sau pe paginile ei de Facebook, Livia Keghi și Love to Grow. Vă invităm să urmăriți emisiunile UMFST Live atât pe pagina de Facebook a Universității, cât și pe canalul de YouTube. Noi ne revedem peste două săptămâni cu o nouă ediție a emisiunii Atelierul de Cultură. Până atunci, rețineți că nu putem deveni ceea ce dorim să fim, rămânând ceea ce suntem.